Am prieteni, bine m-am găsit la un nou vlog. Am văzut că pe Facebook umblă o provocare cum arătăm noi acum 20 de ani. Păi uitați-vă pe mine acum 20 de ani. Da, negru complet. Nu eram nimic. Așa. Da, și m-am gândit ca în acest episod să fac un fel de episod cu provocări care le găsim pe internet. Bun, hai să mai vedem încă una. Am mai găsit o întrebare aici. Dar nu știu dacă sigur să fac. Hai mă, cu papi. Zice aici, care este unul dintre cele mai jenante lucruri care ți s-au întâmplat ție la școală? Păi da. Țin minte că cred că când eram prin clasa 4-a, dădeam un concurs amintiri din copilărie și da, eram foarte grăbit, știam că aveam deja vreo o medalie de loc întâi sau două. Am zis, mamă, vreau și eu din nou a treia medalie. Deci mi-o doream foarte mult. Și m-am grăbit repede, am deschis cartea, nu mi-am mai pasat unde mă uit. Pur și simplu am deschis cartea, am făcut testul, mă, acolo testul era prea ușor, nu știu cum. Terminasem primul testul din clasă, mă. Primul. Acolo la testul ăla cu amintiri din copilărie era un fel de grilă, trebuia să spun ABC și trebuia să dai X la o foaie cu toate răspunsurile și am predat-o, na, și m-a întrebat învățătoarea mea acolo, David, dar tu de ce, văd că le-ai făcut cam greșit, eu știu că tu nu faci chestii așa greșit. M-am uitat și i-am arătat foaia, i-am arătat caietul și acolo m-am uitat mai bine, i-a zis clasa 3-a, doamne fete. Deci, făcusem testul de clasa 3-a, m-a pus în momentul ăla, doamna învățătoarea mea, m-a pus să prezint asta în fața clasei. Da. Da, în momentul ăla am simțit că îmi venea să scot toată transpirația, toate lacrimile, să le scot acum pe ușă, să fug direct pe ușă. Da, în fine, atunci m-am simțit foarte așa, dar, bă, totuși, mi-am învățat lecția să mai atent de acum. Da, hai să vedem ce mai zice aici. Cred că o să mai punem doar două întrebări și atât. Am găsit aici penultima întrebare care vreau să zic. Care a fost cea mai puternică lecție învățată? Da, cred că știu care a fost cea mai puternică lecție învățată la mine. Cred că era acum 5 ani. Da, cu 5 ani. Da, eram la bunici, nimeni și acum sunt la bunici. Da, bine, eram la bunici la o casă, a strămătușii mele și ei pleca seara în grădină, na, eu stăteam în șopon și căutam chestii, eram foarte agitat, căutam orice de făceam, mă plictiseam, n-aveam nimic, n-aveam ce face, mă plictiseam pur și simplu și la un moment dat am zis, măna, ce asta e? E o brichetă, așa m-a zis ai mei, e o brichetă, dar mi-am zis să nu umblu cu ea. Am umblat o leacă cu ea, am încercat să dau foc la un măr. Da, nu, n-a ars mărul. Și ai zis, oare dacă dau foc la perdeaua asta se întâmplă ceva? Oare arde ca mărul care n-a ars? Și am prins bricheta. Vă spun în momentul ăla că deja baza perdelei era friptă complet. Pe atunci am luat eu, am băgat așa apă în gură, am luat două pahare și am scuipat peste tot acolo. Doamne, ce s-a făcut. Când au venit părinții mei, și-au văzut baza perdelei neagră. Că nu mi-am luat o mamă de bătaie, dar mi-am învățat lecția atunci. Bun. Bun, și am găsit aici ultima întrebare. Care a fost cea mai, una dintre cele mai mari provocări ale tale? Da, am rămas într-o dată singură acasă și mama mi-a luat internetul. Am murit. Oh my God! Păi, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe, ce mai vreau pe acolo. Hai, v-am lăsat. Pa!